cumva, nu spunem, bani erau și mi se pare că gata, dacă bani sunt, absolut toată lumea mi-e iubitoare. Am pierdut pământul sub picioare. Da, asta mai nu ne-a dus la divorț. Vrem. Și banul este. Dar atâta timp cât noi nu știm să explicăm pentru ce nouă ne trebuie banul ăsta, eu nu o să vie. Eu în trecut și eu în prezent, e diferență totală. Da, sunt multe căi de călcat, dar eu văd asta, văd schimbarea, eu o simt și văd că altă lume tot o simte și o apreciază. S-a schimbat absolut înspre mai bine. El era bine, dar s-a schimbat înspre mai bine. Eu am început să am început să văd anume zâmbetul și anume dorința de a trăi. Și nu numai în mine, și în soția mea. Am văzut schimbarea care m-a ajutat, m-a deschis. Mi-a deschis ochii. Știu că ești un tată la doi copilași, Da. cu soții, tată, soții, că ești în Londra, asta, asta ce ești cunosc despre tine. Cum ai spune despre tine în timp de 60 secunde, zicem? Ce ai lege să spui despre tine? Pentru cineva care nu te cunoaște. Da. Deci, sunt o persoană foarte curioasă. Nu mi-e frică să fac pașii noi. Întotdeauna caut în căutare de ceva nou. Caut posibilități noi, nu numai partea financiară, dar și partea duhovnicească. Da, îmi cer scuze dacă spun incorrect, dacă mă corectați. Da, sunt un tată fericit, am doi copilași frumoși, am o soție formidabilă, familie excelente. Da, cum ai menționat, acum ne-am mutat în Londra, tot în căutare de sine, presupun, pentru viitorul și ca toată lumea spune și pentru viitorul copiilor noștri. Aho. Alexandru, tu ai menționat despre îmi place să fac pași noi, să caut ceva nou. De unde ai luat asta? Adică, de unde crezi că a venit, și cu toții se mănânc cuiva, bunielul, tata, lui mama, de unde a venit la tine acest aspect? Că nu este unul foarte comun. Nu te caut ceva nou mereu. Eu am Sau așa fost... ca tine. Nu caut. Da, mersi. Eu am fost... Am avut fericire să mă nasc într-o familie din amândouă părți care erau ca și străbunii și buniei și părinții mei au fost oameni care întotdeauna căutau să fie, să aibă, să dezvolte numai o parte financiară, văzând cum cresc în ochii mei, părinții mei, ce comportament au avut între dânsi, cum se comportau, cum se stimau, așa și bunii, eu am prins numai o străbunică, dar e tot mi-a povestit multe chestii pozitive, care, da, a fost wow. Da, în asta am fost foarte fericit. Cred că da, din neam, în neam se redă, eu așa aș spune. Linia bărbătească? Masculin sau feminin? Eu aș spune din amândouă părți. Două. Da, eu aș spune din amândouă părți, fiindcă ca și partea, ca și
bunielul, da, bunielul din partea lui mama. Și din bunelul din partea lui tata. Amândoi au fost oameni care au obținut mult în viață, care au construit mult în viață, au ajutat mulți oameni fără ca să ceară ceva. Și cred că de acolo. Cum crezi, unde a servit această abilitate de a descoperi ceva nou? Eu unii lucruri le cunosc, dar aș vrea să dacă pot să enumerotez sau niște lucruri care mai importante pentru tine, care te-au ajutat acest aspect de această abilitate a ta, această calitate, să construiești și, sau să utilizezi în ceea ce privește activitatea, relația ta, e ca între acestea două, poate sunt niște lucruri, niște exemple care puteai da. Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu aș spune că multe lucruri care am preluat de la părinții și bunei, eu aș spune în primul rând, asta e încrederea în mine. Deci, atâta timp nu degeaba spune un popor că mărul nu cade departe de la copac. Deci, cu exemplele care le-am avut, deci am avut o grămadă stimul, o grămadă suport. Bazat pe ceea ce au obținut ei, eu am început să mă motivez singur pe mine. Văzând rezultatele la dânsi, măcar că eu am fost persoana care eu am fost contra sfaturilor și contra observațiilor. Deci, dacă îmi spune ceva, eu întotdeauna facem invers. Câteodată facem pur și simplu că așa nu-mi place că cineva să-mi spui. Dar câteodată, da, nu câteodată, majoritatea cazurilor asta au fost de ajutor. Și, în primul rând, eu aș spune că de la dânși am obținut un dar de a fi de a fi cinstit. Nu știu, multă lume consideră că cinste în ziua de azi e un eșec. Da, dar totuși eu cred că asta e una din cele mai principale spun așa, una din cele mai principale sisteme care pot să te ajute în viață ca să fii onest, ca să duci ceea ce ai început fără ca să amăgești pe altă persoană, fără ca să duci altă lume în eroare. Eu cred că da, asta a fost una dintre cele mai bune exemple. Ai putea da câteva lucruri care tu li socoți ca reușite mari din aspectul și personal și profesional, care ai reușit să faci unde ai utilizat aceste calități sau aceste principii? Că tare toată cariera mea pe ziua de azi e bazată pe acest principiu. Eu aș spune că toate eșecurile mele care au fost sau le-am avut în viață, le-am avut pentru că le-am aplicat prea tare. Deci, nu am învățat cum să folosesc corect abilitatea asta. Și asta a creat multe obstacole în viață. Multe căderi, multe neînțelegeri, dureri, pierderi. Nu. Cam asta. Okay. Da. Ai vedere ceea ce am înțeles, ai încredințat prea mult unii oameni care nu trebuie încredințat.
Dar ar putea să împarți niște reușite, care tu le consideri câteva reușite, un număr de reușite care le socoți ca într-adevăr că ai reușit foarte bine pentru tine ca succes în aspectul personal și profesional. În primul rând, în aspectul personal, e rezultatul meu, e familia mea. Asta e cel mai mare succes în viața mea care l-am. Într-al doilea rând, da, ca tare, începând de la școală, nu că tare îmi place să ajut sau tare să fiu așa cinstit sau să nu fac părerea că despre mine că eu sunt aici. În geraș. Dar da, foarte tare îmi plăcea nu știu corect să spun, nu numai să ajut omul fizic, dar tare îmi plăcea să-l asculte, că toată viața mea îmi plăcea să ascult oameni. Să ascult, să găsesc pricina și dacă putem, câteodată chiar vrând nevrând, spune că pur și simplu din vorbi persoana se schimba. Pentru că, de exemplu, spunem așa că i-am promis ceva să fac, chiar și dacă n-am putut, am făcut, am promutat și am făcut. Deci, asta e un plus că am făcut, dar un minus că eu am trecut peste mine. Ok, ai spus despre familia ta. Ce aspecte le valorezi cel mai mult din familia ta? Încredere. Încredere. Libertate. Era un moment în care lipsea asta? Da, noi am ajuns la moment când orgoliul prea tare mi s-a ridicat și mi s-a părut că eu deja gata am ținut. Vorbesc cu Dumnezeu la iar tu. Banii, cum la noi se spune, banii erau și mi se pare că gata. Dacă bani sunt, absolut, toată lumea mi-e iubitoare. Am pierdut pământul sub picioare. Da, asta mai nu ne-a dus la divorț. Chestia asta e că tare regret. Și mă bucur că m-am putut să restabilim încrederea. Ea pășând și demonstrând acceptarea, dragostea din partea ei, o acceptat să treacă cu mine de la, să spunem așa, de la milionar la oameni fără bani, fără casă, fără masă, afară, pe drumuri. Da, mult respect. Eu o fost cu tine și în Și în bine, și în... bine și când. Atunci când a fost bine, a fost bine mai mult mie decât ei. Atunci înțelegi prin greutățile, când pierzi absolut tot. Tot asta în vedere că absolut tot, în afară de soție, copii, mergând de mânuță pe stradă. Când nu poți să-ți permiți să cumperi, nu știu, bombonul la copil, n-ai bani. Să mergi cu rutiera că n-ai bani. Da. Asta a fost o provocare care a demonstrat
a demonstrat omul care o să te suporte toată viața și omul care are încredere în tine. Deci crezi că nu puteai vedea atunci, sau unii crezi că s-o... Unii fost... Și n-ai văzut-o? Ce crezi că s-a întâmplat situația asta? Adică... În sens că ce la etapa și înainte de asta nu vedeai ce ai? Opinia ta, pur și simplu, Eu, autentic. ca să fie mai clar, eu m-am născut în anii 80, deci în anii 80, primul anii 90, când a fost majoritatea din lume care se află aici, deja știi care, și să reși pe lumea a trăit. Și posibilitățile care ne-au fost date în viață, eu nu le-am apreciat. Fiindcă, ca tare, eu, de la 12 ani, eu, măcar că învățam, dar eu făceam banii mei, așa, nu știu cum, mi se primea ușor. Când lumea lucra, patata, el era salariul, nu știu, 75 de ruble. Și eu puteam să câștig acolo pe săptămână 25 de ruble. Da. Prea repede banul a venit și prea mult. Banul care, dacă n-ai baza financiară, e tare greu de controlat și merge. Baza financiară în vedere de cunoașterea gestionării Da, financiare, da? asta din gestionarea financiară. Este o lecție importantă care simți că ai luat-o din care te-ai învățat perioada asta? Ultima lecție. Lecții au fost mai multe în viața mea, că pierderi au fost mai multe. Eu nu trecem cu atenție. Deci, Universul dă semne. Și dacă nu știi să le citești, sau nu poți să te oprești, mai dă încă o dată, un pic mai puternic. Și dacă nu înțelegi nici data asta, apoi el, cum în sport la judocani, brasoc через бедро, știi? Dacă nu înțelegi, nu ai ce de pământ. Mai tare strigă, da? Trezește. Da, a treia oară, una din ultimele, nu, ultima oară când am pierdut absolut tot. Atunci eu am, după peste 3 ani de zile, că 2-3 ani de zile încă nu putem să revin, fiindcă procuratura era casa mea a doua, casa primă, ca tare, a doua era locul unde nu mai prindeau oameni. Și da, asta a fost foarte... Atunci înțelegi că înainte să faci niște pași, ce mai important e analiza și cel mai important să înveți scopul, să înveți așa e ce vrei să faci. Dacă n-ai cărți, învață de la cei care au făcut. Alexandru, tu în ce moment ai intrat? Adică în ce moment adică și posibil stare sau dorință sau necesitate te-a
erai când ai găsit Ankei aici, când te-ai descoperit. Катарин, его панкейс примет foarte accidental. Eu eram în căutare de ceva care nu știam sigur și vreau. Dar eu sunt semn că eu nu mai pot să fac așa și fac până acum. Și trecând cu anii, măcar că presupunem că 9 ani de zile în urmă, cred că am venit și până în ziua de azi am obținut foarte mult împreună cu familia. Nu numai ne-am mutat și am crescut și în carieră, ne-am cumpărat și casă și familia a devenit mult mai fericită, simte, trăiește. Dar interior era pustiu, era gol, era o gaură imensă. Eu mă duceam la lucru și nu lucram, pur și simplu. Nu putem să înțeleg care chestia. Dar la încheie, pur și simplu, eu stăteam la muncă, eram la masă, stăteam cu telefonul în mână și YouTube, îmi pare că da, YouTube. Am pasat încheie și este așa. Dar eu, fiind omul că curios, care mă băgam peste tot și mă bag, asta e la mine, cred că e și plus și minus. Și eu atâtea am încercat și asta nu mai încerc. Deci asta a fost joia, eu am cumpărat bilet și vinerea, nu, asta a fost miercuri, am cumpărat bilet și vinerea am venit la încheiaci. Deci eu am fost ultimul care a procurat bilet. Da, am venit, măcar că prima, sincer, eu când am intrat, eu tak, noi de mult ne credem cu coleg Violeta. Prima când am intrat și te-am văzut pe tine și urând pe acolo, sărind, și zic, ce e cu debilul ăsta? Și cu oamenii ăștia. Am văzut chestiile alea pe mază, zic, și sect am nimerit eu, și za fignea asta. Zic, hai, stai, doamne, și că am plătit bani, îți văd măcar, dar măcar asta îți văd și... Așa că a doua zi singur m-am trezit. Da, prima zi a fost... Da, m-a uimit tare în America. Mă uitam așa la tine și... Păi, omul ăsta e ceva... Ia... Măcar că eu până cu miercuri eu am cumpărat, miercuri seara și joi eu practic am ascultat de cărțile tale, m-am uitat la podcasturi, ca ultima dată eu ca tare mă uit la absolut la tot, văd, analizez persoana, fac un research, văd și reprezintă cum. Ok, mai vedem. Da, deci a fost... S-a mai pus la cătare asta. Și pentru oameni se vadă. Tu ai fost, Alexandru, la tății, adică la aici trei lucruri pe care noi, trei elemente a puzzle-ului, zicem, pe care noi le-am construit pentru a ajuta persoanele să facă o schimbare. Și ca atare sunt niște elemente care mi-au trebuit și eu, care le-am folosit eu pentru mine, de-a lungul la 15 ani ca să găsesc câte o bucățică, câte o bucățică, știi? Și chiar e interesant, el este diferit în felul lor. Adică, dacă calculăm weekend-ul, el se axează pe depășirea blocajelor sau fricilor interioare care se văd sau se cunosc sau se nu se cunosc. Partea asta de retreat-ul este regăsirea sinelui, da? Maestria sinelui, partea asta de ghidare, pentru a ajusta, a implica aceste schimbări în toate aspectele vieții. Chiar interesant din partea ta, cum a fost pentru tine astea trei, ci odată astea trei, și dacă ești ok să intrăm câte unul, exemplu, că la weekend, ce pentru tine a fost, ce schimbați, ce ai descoperit pentru tine în weekend? Uite, eu cu mare drag și cu mare cu tot sufletul pot să din tot sufletul pot să zic că nu de asta că laudă sau dar ideea că personal
Eu am ieșit prima zi, măcar că când am intrat eram foarte curios, să spun așa. Și foarte așa Sceptic, da? Ca un fel și sunt. da, sunt și sceptic și ca cum, blin, iar m-am zis, știi? Blin, întotdeauna ne merg pe ceva, știi? Blin, așa este, pierd. Și după prima zi, că tare, este o chestie care, nu știu dacă s-a întâmplat, de când nimeni s-a întâmplat, până am venit la voi. Parcă în capul meu era niște holbași, mă, ce zic, hai și asta, hai și asta. Deci, prima zi după ce eu am ieșit de acolo, nu pot să spun că am rămas wow, sau, dar am ieșit total pierdut. Total pierdut, care nu știam, nu înțelegem ce se întâmplă. Venim acasă, mă uitam la soție, de exemplu, sau mergem în teren, mă uitam la oameni diferiți. Că cum m-am dus încolo, eu avem grijile mele. Și mă întorcând înapoi, un pic grijile mele au început să aibă mai puțină valoare și mai multă atenție o trăgem la chestiile care se petrec. Și asta m-a uimit în prima zi, care eu om ca tare nu sunt așa, mă consideram că mai conservat așa la vorbi, mai conservat la să nu deranjez pe omul sau nu. Și în prima zi, eu atunci m-am pus să vorbesc cu persoana care eu nu știu. Eu prost am, nu știu de ce am intrat cu dânsul în conversație cu unul. Nu știu de ce, conversația s-a terminat, eu am ieșit, mergem acasă și tot așa mă gândesc, dar de ce eu am început să vorbesc? Care a fost faza? Deci, prima zi a fost așa. A doua zi, eu când am venit, eu că tare, la a doua zi am fost prima acolo. Fost primul, gata, eram, tak, prima zi dacă s-a întâmplat așa, că a doua zi, cred că a doua zi eu am plecat de acolo. Spălem. Nu. Eu nu că nu pot să redau, eu pot să redau emoțiile și eu am venit de casă așa cu niște Scăxana, blin, știi, все, gata, eu știu ce trebuie să fac, știi? Eu am atâta putere, am energie, gata, și la mine, Foxana s-a uitat la mine, fix cum eu la tine atunci, în prima zi, știi? Cucuș, cucuș, eu că tare nu i-am spus unde m-am dus, că și încă o chestie, eu că tare când m-am dus la weekend, în prima zi de weekend, la mine a fost ziua de naștere. Eu ca tare mie ne-a făcut cadou. Weekend transformațional. Eu ca tare n-am spus la nimeni. Dar la soție am spus că mă duc pentru ridicarea calificării la muncă acolo. Trebuie să mă ridic în grad și asta și m-am săturat. Și ok. E ca prin minciuna care îmi pare rău că am amăgit-o, dar... Da, deci a doua zi a fost wow. Da, a treia zi. Eu ne aduc aminte cum ieșim de casă, maica și-a rupt pălărie din sat, vopsit, că cum pohul și se întâmplă, și-a scris peste tot. Noi mergem și țin minte paralel cu mine la semafor, că trenurile de la noi în ziua aceea nu mergeau și eu trebuie să vin cu mașina până în oraș. Și la semafor se oprește mașina de poliție și s-a uitat la mine. Dar eu în ochelari, pălărie, de este rupt, aici e murdar, pantaloni, un crac mai lung ca... Arătam formidabil. Și mă întreabă, tot ok? Tot ok? Eu dacă sincer mă gândesc că aș mai trage pe dreapta. Da, mă, și a treia zi a fost, eu după a treia zi mergem acasă, așa de... Am primit o... A treia zi eu am simțit eliberare. M-am simțit liber. Am simțit că
Eu pot să fac, pot să fiu copil înapoi, pot să fac, pot să-mi permit să fac lucruri care, nu știu, mi se pare că gata, ești matur, oprește, nu se poate. Ce zic cu lumea? Nu e normal. Ce ești debil? Mă, chestii dintre astea. Și a treia zi e pus în mod subțit. Am răsuflat când am ieșit. Și totuși, mergând acasă, mi se pare că ceva se întâmplă, că ceva... Și vreo două săptămâni a fost la mine pauză. La mine la lucru se uita la mine deja. Alexandru, ești ok? Eu eram cu tăți. Mi se pare că toată lumea așa de bună. Și așa tăți se comportau cu mine așa atent, parcă. Dar până atunci mi se pare că tăți sunt debili și păi, gata, Și după asta eu venit două, trei săptămâni și la treia săptămâni deja directorul meu eu zic că da, intră la mine la oficiu. Și îmi trage și zic că e tot normal cu tine. Zic, da. Poate vrei în concediu, parcă stai și fac lucru. Nu, faci lucru foarte bine, dar tu cam ești, nu știu, zbor pe aici, duci încolo, te râzi pe aici, pe teritoriu. E normal. Da, zic, eu pur și simplu ne-am schimbat lifestyle, am devenit persoană fericită. Da, și chestia asta, și el că tare. Până în ziua de azi, tot așa mă întreabă, ce, bă, ești ok, tot normal, te-ai schimbat 100%, ești ca cum, când dacă mergeai pe picioare, acum mergi pe mâini, știi, picioarele în sus, tot așa. Da, și... Da, eu a fost wow. A doua parte, după asta, doar la noi nu a fost perioada lungă între retreat și... Weekend, nu? Weekend și retreat. Dar la retreat, în primul rând, noi ca tare, eu i-am făcut surpriză la soției mele, că am cumpărat bilete fix cum s-o pune cu Violeta lui. Roma. Da, și eu i-am cumpărat bilet, nu i-am spus nimeni, zic că tak, cu o zi sau două zile înainte, i-am spus, zic, mâine strângi hainele că plecăm. E, da, mie îmi place că la mine soția e foarte operativă. Nu m-a întrebat când, unde, și plecăm, gata, și-o. Și-o mă dau în șlagară, știi? Da, noi nu m-am aterizat în Tenerife, acolo și... Deodată, din prima, am început să-mi meargă. Deci, taxistul a fost Chiron, pe post ne aștepta, alții ziceau că nu mai vine, că întârzi, că nu știu ce, au venit așa, amabil. Noi până am ajuns la destinație, eu cred că știu toată istoria de Tenerife, și nici unde trăiește, și mănâncă, și nu se mănâncă, și lucrează, și business mai bun, în ce direcție poți să te duci. Absolut. Da, dar anume farmicul a doua zi, când am venit cu o zi înainte, a doua zi, farmicul la locația care am ajuns, era, mai înainte de asta eram eu, Galina și Oxana, eram, ne plimbam pe jos. Și anume peisajul ăsta, anume muntele, anume atmosfera, zâmbete, numai asta deja așa, tocmai te pornești să trăiești, să... Eu, catare, văzând zâmbet pe față, asta m-a stimulat foarte, foarte mult. Vedem cum omul se schimbă, știi? Când noi am început să zburăm, cum noi am aterizat, sunt două persoane diferite. Ce înseamnă când pleci, te rupi de la... Te rup de la sistem și zbori în liber. Nu, asta Deci foarte mult înseamnă.
Voi Pentru că impacta cel mai mult, Alexandru, e către retreat, participare la retreat, voi ca cuplu și ați descoperit voi pentru voi. Sau ajungem. tu... A. Ajungem. A, ok, Asta scuze. în producere, asta a fost face page. A, ok, super. Da, sincer a fost foarte umil de locație. Am fost foarte umil de posibilitățile care sunt acolo. Asta până la retreat. Pe durata retreat-ului, eu am pur și simplu primul lucru care te creează să trăiești, care te stimulează să trăiești. Lipsa informației. Lipsa accesul la informații. Atunci poți să te concentrezi, eu pot să mă concentrez, de exemplu, pentru mine a fost concentrarea totală anume la procesul pentru care am venit. Și pe durata procesului eu, în afară că m-a apucat schinarea, a fost, nu știu, eu din prima până în ultima zi de retreat, fiecare zi a fost ca o bombă care exploda cu niște informații care mi se pare că n-ați dovedit să le absorb, care... Oh, eu vorbesc despre asta și singur tocmai mi-aduc aminte de... Da, și aici s-a întâmplat cu noi, nu știu, până în ziua de azi, avem emoții care... Atâtea lucruri care au ieșit la iveală, atâtea lucruri care mi se păreau importante, au apărut din loc neimportante, stimuli și scopurile care erau până la retreat s-au schimbat, cred că, două ori câte 180 de grade. După retreat, la noi în familie s-a schimbat absolut înspre mai bine. El era bine, dar s-a schimbat înspre mai bine. Eu am început să văd anume zâmbetul și anume dorința de a trăi. Și nu numai în mine, și în soție. Am văzut schimbarea care m-a ajutat, m-a deschis. Mi-a deschis ochii. Care unele momente eu spune că ne-au arătat și calea. Drumul care eu și-l țin acum, numai că eu trebuie să vii. Eu îl văd că vine, dar înseamnă că nu-i timp. Atâtea se poate dispus, eu pur și simplu atâtea vreau să spun că fiecare clip a petrecut în cercul oamenilor care înconjurau, sufletele care sunt suflete luminate, care fiecare din noi se vede că fiecare din noi avea un demon cu care se lupta și el se vede așa dintr-o parte foarte tare. Și într-adevăr vreau să aduc o mare recunoștință vouă, pentru că nu știu ce faceți voi, dar faceți bine. Și... Alexandru, poți să împart ceva care mi se pare că despre ce ai menționat tu acum, că fiecare se lupta cu un demon interior și totodată simți această conexiune și această unitate dintre tăți și ai exprimat tu în simțurile tale din observațiile de la retreat din toți participanții.
fiind acolo. Noi, anul ăsta, am realizat un vis. Eu parțial v-am spus un pic acolo, ca să aducem părinții în Tenerife. Aveam un vis să aduc părinții mei în Tenerife să vadă un pic, să... niciodată nu a fost la cald încoace, știi? Și mă gândesc, deja avem 2 ani jumate aici, 2 ani avem să se aduc încoace. Și două visuri odată le-am îndeplinit, și a doua vis avem noi cu anișoara, să aducem toți ambii părinți, să trecem timp împreună, știi? Ca un fel de să avem o săptămână împreună cu părinții. Și noi anul ăsta, în ianuarie, s-a realizat visul ăsta la noi. Din moment când tot s-a organizat, deja știam, am luat vila să ca putem să încăpem tot, am invitat frații, era, am venit la părinți, tot era organizat și deja au rămas câteva zile de așteptare până și tot vin. Și minim a lovit așa, am simțit un moment de îngrijorare. Dar îngrijorarea era că ne-am dat seama cât de diferiți părinții noștri. Părinții mei foarte religioși, foarte strict, strict în toate punctele de vedere, de la rugăciuni la fiecare pas, nimic, nu-i bău alcool, nici fumat alcool total, de parcă e diavolul, știe că lucrurile astea. Pe când părinții la anișoară îs, nu, normal, știi? Adică e partea asta de tata poate să fumeze și îi place să bei canicioc, știi? Coniacul. Mie tot îmi place coniac să beau, știi? Adică eu mai pot să mai beau. Și eu ne-am dat seama într-un moment că am ușit vin, cum e să, cum a să, ce a și, nu știu cum a să lege, știi? Ca să... Și iată, au venit părinții noștri, frații noștri, cu toții, și săptămâna aceea, asta am văzut. Am văzut cum toți luptau cu niște... Toți duceau o luptă interioară. Că atâta toți erau diferit, dar ceea ce ne unea era una, că eram toți o familie, știi? O familie întreagă, care petrecem timpul festiv împreună și vedem încercările astea. Vedem lupta asta, dar totuși prevala iubirea, știi? O prevala dragul și se vedea tot, era extraordinar, știi? Dar și totodată tot făceau câte un pas spre ceva diferit decât ei trăiesc de obicei, știi? Am văzut cum tot se rugau la începutul mesei, după masă, știi? Adică o început să... partea asta a introdus. Părinții mei nu mai fugeau de cineva, adică fugeau, nu dușeau de la masă atunci când cineva poate turla niște alcool, știi, pe masă. Știți, i-a unit o acceptare a unui altul, știi, a fost ceva extraordinar. Știi, eu, din ceea ce ai menționat la retrita această reflexia ta, ne-o să aminti despre asta. Și e extraordinar, înțeleg exact ce spui. Casa Da. sfașii, știi, în acel spațiu, se creează un spațiu în care fiecare a venit să lucreze un lucru, să depășească anumit lucru, să găsească, și toți au un scop, și toți trebuie să ajungem până la urmă, cumva, știi, și până la urmă se formează această familie, știi. Dar ai putea să, nu știu, dacă sunt niște lucruri care, iată, câteva care eu înțeleg că sunt foarte multe și sunt foarte multe care nu poți să le explici, și undeva doar din ce ai explicat mult spune, știi? Adică se subînțelege mult, dar iată, nu știu dacă sunt ceva exemple, pur și simplu că cum era înainte și cum după, nu știu, că câteva exemple dacă sunt la voi în Da. relație sau cu Eu copiii. ca tare pot să... Cartea care noi am completat-o, deci programul care noi am completat-o, și acolo era nevoie de sunat,
vorbit, Uh-huh. și tot sărim în rânchișor, sun pe unul, ba pe altul, ba cealaltă. Și eu tine, și care e situația? Și unica și ne-a spus lumea, și eu am observat că tare chestia asta, că în primul rând am devenit mult mai calm. Eu am înțeles că fuga poate să aducă numai probleme. Dar calm și analiză să duce viziunea clară și... Eu și-am înțeles o chestie că niciodată nu trebuie grăbit și ea și vrei să obții. Asta cred că primul lucru care vreau să menționez. Poate spus mai simplu, am devenit așa un fighist. Eu în primele 3 luni zile după retreat nici la lucru n-am vrut să duc. Prima lună nici la lucru n-am fost. Și deja după luni de zile îți aminte, îți aminte că eu înțeleg că ești în stare emoțională de eforie, dar poate trecem mai muncim, mai totuși mai obținem scopurile care ne-am pus. Da. Deci, vreau să spun că de la calmitatea și pasul înspre sări înapoi în sistem, asta e, nu știu, dacă n-ai luat o pauză, cred că în zadar ai făcut așa investiția așa în tine care ai făcut atâtea pași, atâtea eforturi și devenit înapoi. El banul a devenit banișorii. Denki, denișcai. Da. Все мои родные, родненькими. Știi, toate chestiile au venit așa, au apărut în mine ca o... Dulci. Dulce, da. Și au apărut așa un proverb între cu mătrii și așa, că tu gata, devii băniluțul. Dar e foarte plăcut să vezi diferența eu în trecut și eu în prezent. E diferența totală. Da, sunt multe căi de călcat, dar eu văd asta, văd schimbarea. Eu o simt. Și văd că altă lume tot o simte. Și o apreciază. Momentele astea mă stimulează enorm. Momentele astea îmi dă putere ca să fac pașii următori. Ca tare unică și trebuie să mă învăț eu să duc lucrurile până la capăt. Că asta la mine este buba cea mai mare. Da, cam asta. Alexandru, dar iată, din procesul ăsta ghidat de maestrie sinelui, cei este unul care cumva ajută pentru a pune lucrurile, schimbările, faci unul de la rădăcină, curățenii, toate ajustările și integrarea schimbărilor. Cum te-a, ce ai descoperit în acest proces? Adică ce ai luat din acest proces și te-a ajutat din ce și ai putea explica? Uite, întrebare formidabilă. Catare, dacă n-ar fi mi-ar dorat, eu cred că ar fi dificil să faci următorii pași. Ar fi dificil numai pe planul că, da, că acum tu te-ai schimbat,
dar deprinderile de a face, ele au rămas tot aceleași. Și dacă n-ai omul care să-ți deschide calea, nu anume să-ți spui, vei fa așa, dar anume ca să spui, uite, stai un pic, este și așa posibilitatea. Omul care îți dă mai multe variante și posibilitatea căruia tu de mă decizi, dacă vrei să iei sau nu. Dar nefiind în mentorat, eu cred că reușitele care le-am obținut pe durata anului, eu cred că era să fie cu 100% mai mici. Nu cred că, dar eu sunt 100% convins. Și nu are importanță dacă ai mentor. De exemplu, noi avem pe tine ca mentor, dar toată lumea poate să decide că sunt cheile și sunt oameni principali să alegi corect. În ziua de azi, sursa de în ultimele 4 luni de zile, eu, dacă sincer, un pic am exagerat cu research și cu căutările, cărțile. Așa de tare m-am încărcat că într-o zi pur și simplu am chicat. Am chicat, m-am stâns la ora 8, toată lumea se uita la mine și când la ora 8. Da. Mentoratul, eu socot că mentoratul e a doua jumătate de la care faci parte de transformare. Eu socot că fără mentorat nu are sens. Da, nevoie să cumva să le întărești schimbările ca un fel. Pur și simplu, așa e și ți-ai pus un scop. Așa e și vrei să faci. Tu o să faci fix așa cum ai făcut până acum, fără viziuni și fără îndrumări. Îmi pare că, nu știu dacă tu ai spus sau altcineva sau undeva am citit, nu mai țin minte, nu vreau să amăgesc. Noi putem să schimbăm țara, putem să schimbăm locul de trai, dar deprinderile și habiturile noastre rămân cu noi atâta timp cât noi nu suntem ajutați, ghidați sau îndrumați de altă persoană. Nu le vedem, în fel, nu sunt conștiente este automatizările astea. Da. Exact. Viorica întreabă, ai simțit vreodată că te întorci înapoi la vechi tu sau la vechile obiceiuri și dacă da, cum ți-ai dat seama că sunt vechi și nu de ajutor? Și eu cred posibil, aș adăuga și cum ai ți-ai dat seama, da, să revii, Îți dai seama când te oprești. De exemplu, eu că eu mi-am dat seama, eu văd că multe ori de pe asta mă întorcem la cea la vechea mea. Și pur și simplu, a doua zi, îmi vine așa o stare de analiză. Că dacă nu-ți vine starea de analiză, cred că la Viorica nu era să te întrebarea asta. Oare așa e și să petrec cu mine ieri? Mi-a fost de folos? Oare lucrurile care ne-am pus eu sau care le-am valorat eu ieri mă ajută în viitor? Asta tot absolut tot ce se face chiar și în mentorat și toate lucrurile care sau toate obiceiurile, i-aș spune obiceiurile, sau care
care ni suportă și care ni călesc autoritatea și călesc anume pe tine interior. Și pentru mine a fost o perioadă de uși rece. În ultimele 2 săptămâni, cred că corpul meu a zis că oprește alea, nu știu de ce. N-am mai putut suport. Ia că atunci când am început să nu mai suport, eu am început să înțeleg că eu mă întorc la celălalt, eu vechi. E vechi care e... Блин, ну так не спинешь, не сам, все, гата. Ну, все, give up. Ма предал, и ты сказал талчего. Локс, атунча, кынный сел мой грев, шит спарик и гата, и я уж спуни каста не чепут. Атунча, кын ты перц, шит спарик и ты перц, ну ты перц. Атунча, кын спарик и ты перц, а потом еще ты регасаешь. Sper că am răspuns la întrebare. Merci, merci, Alexandru. Alexandru, eu observ că fiecare are un mod diferit de a merge prin modulii, da? Un mod diferit în când decide să iei câte o consultație cu mentorul. Dacă participă la întâlniri, noi avem aceste întâlniri săptămânale. Cum decizi tu, adică cum îți organizezi tu o programă, adică cum decizi când să iei o întâlnire cu mentorul, adică întâlnirea un la unul, și când cum îți dedici timp pentru, adică când reușești, cum îți organizezi asta, partea asta de materiale, de cursuri, modulele, să mergi pe moduli. E foarte simplu răspuns. Întrebarea e superbă, dar e foarte simplu răspuns. Noi dacă vrem, noi găsim timp. Dacă nu vrem, găsim scuze. Deci, omul dacă vrea să facă schimbarea, nu că omul, eu vorbesc acum despre mine, că eu dacă vreau să fac schimbarea, eu, în primul rând, trebuie să mă organizez eu interior. Interior, să-mi pun planurile, să fac planurile, să-mi pun prioritățile la planurile mele. Și după asta, de mult vine decizia. Sper că... Mersi, aho. Vreau să te întreabă, Alexandru, când a fost trezirea după cele nenumărate eșecuri, sau când ai realizat că poți pierzi familia, pierzi soția? Când ai simțit că acea trezire mai intens în relație, că partea asta de relație, când ți-ai dat seama că Că pierd soția. da, posibil să pierzi soția sau... Eu am... Nu, asta s-a întâmplat încă... Eu am povestit cum a fost la munți, copii. E ca farmicul, la anume la scurt timp petrecut cu familia. Și asta a fost grea perioadă, după căderea bruscă, asta a fost peste vreo 2 ani de zile. Pur și simplu eu nu mai vedem întrânsa focul care arde înainte, dorința de a trăi. Deci, pierde gustul de a face. Nu sunt mai accepta pe dânsa ca persoană onestă, frumoasă, care merită absolut tot de pe fața pământului. Și asta atunci că tare ne-a dat primul ghiont, o să spune la noi primul ghiont, foarte interesant. Dar
Eu vreau să spun că și Universul lucrează din partea lui și lucrează foarte puternic. La mine soția că tare nu a lucrat niciodată, că eu credem că cum așa e să lucreze, că eu trebuie să stai acasă. Așa e la noi, că mie trebuie să facă. Și greșelile astea care noi și percepțiile și acceptările de modul care lumea trăie în trecut, ele sunt incorrecte, 100%. Deci atunci când am început să o accept, măcar când era foarte greu să o accept, când este ceva lucru, dar eu vedem întrânsă cum e. Fiecare zi, fiecare săptămână, fiecare lună devine persoana mai zâmbăreață, mai plină de viață, mai deschisă. Mai că tare după ce sunt bani, noi e să închis foarte tare. Da, foarte tare să asta a fost o perioadă foarte grea pentru mine, foarte grea pentru noi toți. Familia, care sunt set numai eu, sunt set și copii. Am și copii s-au blocat. Am lucrat ultimul timp și copii și cu... Am povestit că cum fata mea cea mai mare s-a închis în trăsă și nu vorbea nici nu. Acum fata, eu o văd zâmbind, omul plin de viață. Da. Schimbările în ultimele 9 ani de zile, eu pur și simplu am înțeles că nu bani adă și fericirea. Fericirea o creăm noi. Și percepțiile de a fi fericit sunt diferite. Cuiva, cineva rămâne fericit când are o bucată de pâine pe masă. Dar cineva rămâne nefericit când are ultimul Bentley în garaj. Cineva rămâne fericit când pentru un simplu mulțumesc. Dar cineva nefericit având avere de trilioane. Fericirea pentru mine e aceea care o sositesc. Și dacă o înțelegi din interior ce anume e fericire pentru tine, atunci fericirea vine. Este așa o poziție, mersi Alexandru, este așa o poziție că unii oameni zic fericirea nu-i în bani atunci când au încercat să facă bani și nu-i s-o prinde, zice, vai, fericirea nu-i bani, știi? Dar eu știu că ești o persoană care o gustat din și înseamnă să ai bani mulți, am gustat și eu din așa, știi, adică e o emoție și o reflexie care o împart și eu cu tine, am aceeași poziții, dar când o auzi de la o persoană care știi ce înseamnă mulți bani și spune cuvintele astea, e total diferit să așează, știi, și ești, tu ai împărțit odată la o întâlnire noastră despre. Și a fost așa un moment emoțional pe care m-a atins și mi s-a ridicat mâna, părul, și acum simt că se ridic părul pe mâini. Când ai împărțit cât de în familie și fericirea asta pe care am simțit-o în energia ta, cum în familie, parcă am florit familia, știi, că relația cu soția,
când fica și e mai mare și poți să așezi la tine în braț, știi, at momentele astea și cu energie care o exprimai, știi, și e extraordinară. Și nu știu dacă, eu am întâlnit mai mulți bărbați care au dificultăți cu soțiile, cum în cuplu avem cu toții, dar adică etape, știi, când mai sunt, unii reușesc să-l depășească, unii nu, care nu lucrează. Dar iată, cu copiii, cred că e mai dureros când vezi că copilul cumva ține la distanță, sau cumva nu simți conexiunea, este foarte dificil. Și ceea ce împărțâi tu, ai împărțit tu, pentru mine a fost o bucurie pentru tine extraordinară, care o sunt și acum. Și aș vrea să te întreb, iată, pentru persoanele care mai țin, posibil mai au o situație de genul dat, bărbați în special, la noi mult se întâmplă la bărbați lucrul ăsta, și cresc pentru tine o făcut, adică ce lucru s-a făcut că ultimul timp care ai văzut că o impactat cel mai mult asta. Și nu știu neapărat dacă e ceva care puteai să explici, dar tu ai simțit la un moment dat, când ai împărțit cu mine. Dar interesant și crezi din partea ta și ai reflectat dacă te-ai uitat în urmă la schimbările care le-ai făcut. Da, mulțumesc pentru întrebare. Tare, întrebare foarte puternică. Și răspunsul la întrebarea eu aș spune atâta timp cât eu am vrut să fac schimbarea. Și eu am văzut că făcând schimbarea cu mine, lucrând cu mine personal, lumea din jur se schimbă automat. Dispar oamenii care nu s-au dat folos. Apar alți pentru, cred că, o lecție pe viitor. Cum se schimbă interiorul sânul familiei. Cum se schimbă atitudinea, cum se schimbă acceptarea și așteptarea momentului când vii acasă. Când vezi fețele fericite. Eu cred că asta e cel mai Uite, eu nu cred că banii să aducă atâta fericire. Cât bani n-ai? Da, eu nu zic că gata, să le pădăm tăi, mergem, stăm, ne îmbrățișăm și dormim. Dar atâta timp cât tu personal vrei să faci schimbare. Rezultatul vine. Vine și el se vede. Alexandru, experiența mea este că mulți vor să facă schimbări, știi? Dar pentru tine vreau să fac schimbarea și pentru mulți alții e diferit de vreau, știi? Și dacă ai, nu știu, dacă ai, și te gândești că e diferit dintre că eu sunt sigur că ai vrut schimbarea asta, nu era ceva și nu vrei, posibil înainte tot vrei, știi, dar acum ceva să prind, și diferit, sau înainte te gândești că nu vrei tu, sau posibil era altfel de vreau, sau cum ai identifica asta? Eu aș spune că, da, mulțumesc. Eu aș spune că înainte eram altfel de eu. Și prioritățile. Eu aș aplica aici nu prea să combină, dar totuși o să spun că mudrăs prihodiți marazmul. Deci, pe durata vieții, pur și simplu, dacă nu știi să înveți din
din practicile și din reușitele sau nereușitele la alte persoane, tu înveți și o treci pe propria ta piele. Și atunci, atâta timp cât treci și aplici asta și treci prin toate adâncurile pământului și toate înălțimile cerului, și când începi a analiza situația, mai începe asta să analizezi numai pe durata anilor, că ai pe bază la și să faci concluzie. Alți oameni se învață pe greșelile altora. Alți oameni se învață pe greșelile lor. Alți oameni nu se învață deloc. Cât e mâinile noastre. Dacă vrem să facem schimbare, facem. Dacă nu vrem, eu ca tare, dacă vreau să... Pentru mine am făcut așa o concluzie. Atunci când persoana spune că eu știu, atunci persoana asta nu știe absolut nimic. Sau persoana care spune eu vreau, pe durata lungă, persoana asta pur și simplu nu vrea să iasă din zona de confort. Reușitele noastre, ele nu stau pe pat, pe divan, sub pernă. Ele stau când te ridici, chiși, ștești genunchii, analizezi ce ai făcut incorrect, mergi mai departe, dacă ai ficat, te ridicat, mergi mai departe și tot așa. Asta e analiza vieții care te aduce la ori la succes, ori la succes. Aho. Da, uite, noi spunem că eu așa am din ce și eu am trăit, din ce și am urmărit. Spune că maestria asta e ca un an cât zeci. Așa, o numesc și pentru unii chiar și mai mult, pentru unii nu-i neapărat pot. Cum fost pentru tine ăștia 12, aproape un an suntem împreună. Da. Pentru mine, eu aș spune că un an pentru 10, eu aș spune că mult mai mult. Pe durata anului, eu pur și simplu am răscolit tot trecutul, absolut tot trecutul, în care am văzut atâtea lucruri neimportante care mi se pare că e că dacă asta fac, și gata, rămâi fericit. Gata, asta fac, 100% rămâi fericit. Și toate momentele astea care tu, și pe bază la asta, lumea își creează un interior succes, neobținând, ei deja au făcut planuri pe cheltuiala la obținerea succesului. Și normal că dacă nu se întâmplă, gata, все, eu, nic, beau, nu e pentru mine. În loc să faci o analiză, măcar că eu acum vorbesc așa, dar am stat și eu 2 săptămâni cu sticla în mână, mă trezeam, biem, nu vorbeam cu nimeni, mă culcam, soția mea se uita la mine așa, eu nu vorbeam cu nimeni, nu... Pur și simplu mă chema la procuratură, mă duceam la procuratură, vineam acasă, iar bem sticlă din iar, și tot așa, așa 2 săptămâni. Până într-o dimineață, nu știu, nu dimineață, era vreo oară 11 și mai. Eu am pus sticla pe masă, am pus paharul și am uitat la sticlă. Și zic, stai, dar asta nu-i calea care ajută. Sigur că nu-i calea care ajută. Am pus sticla înapoi, am pus paharul înapoi și că din ziua aceea ne-am scăturat genunchii.
Zic, dacă eu am putut să fac o dată, înseamnă că eu pot să mai fac încă o dată. Practica o am și o să fie tot bine. Ce că... Mulțumesc! Crezi că dacă găsei mai înainte procesul ăsta, sfășie avei același rezultat sau te gândești că atunci posibil nici nu pășei, mai dacă era mai înainte, sau cumva? O întrebare foarte bună. Dar totuși vreau să menționez că absolut tot ce se întâmplă cu noi e fix la timpul potrivit. E fix atunci când el trebuie să vii. Că posibil dacă înainte putem să trec pur și simplu lângă și nu era să aibă același impact cum îl are acum. Da, tot uitați că sunt la timp potrivit, exact la momentul potrivit. Absolut tot ce se întâmplă în viața noastră, nimic nu e accidental, absolut nimic. Și dacă viața ție îți pare că Dumnezeu nu te iubește sau Universul nu te acceptă, că ai pierdut tot sau ție îți pare că ești singur, toată lumea se întorce de la tine. Păi am așa o confirmare bazată pe propria mea experiență. Că Dumnezeu sau Univers atât de tare te iubește pe tine că iei de la tine lucrurile care nu ți aduc. Nu ți aduc fericirea sufletească sau nu te reprezintă pe tine, aș spune. Oamenii care pleacă se pare că e ca am avut o grămadă de prieteni și oamenii care pleacă, unii dintre ei au fost suportele tăi pe viață cu care trebuie să treci tu karma, cu care trebuie să treci tu piedicile și obstacole. Sau când nouă ni se pare că pe noi nimeni nu ne iubește, în momentul acela, cine rămâne cu mine, au rămas persoanele adevărate, care te iubeau adevărat și care te iubesc adevărat, care te acceptă, care te susțin, care te motivează și care ar fi lângă tine până la ultima sperare. Da, este o frică și asta este, cred că, una dintre cele mai mari, dintre cele, un set de lucruri, asta unul dintre cele mai mari motivi pentru care oamenii se întorc înapoi când pășesc spre schimbare, este că văzând că începe a fi respinși de alții, ei cred că schimbarea asta cumva este în interior o frică enormă de a rămâne singur. De asta pășesc înapoi într-o cealaltă vechi sine ca să mențină aceste relații și această frică de a pierde tot, dar iarăși, cum ai spus și tu, nu poți pierde și este a tău. Okay? Pierzi numai și nu a tău. E așa Eu cum. pot să mai adaug, dacă îmi permit. Nu știu, eu pe practica mea personală, eu nu știu nici un om, nici o persoană, cât de bogată n-ar fi, care a luat cu dânsul, măcar
zero întreg, nu știu cât acolo din averile care le-au avut. Noi, pur și simplu, nu ni s-a dat o șansă să avem o posibilitate de a avea acces la bănișori. Și dacă căpșorul nu știe cum să le, sau nu vrea să învețe cum să le manevreze, cum să le ajusteze, sau bănișorul îți aduce orgoliu mai mare decât necesită, păi el dispare. Și atâta timp n-a să fie, păi n-a să înțelegi chestia asta. Da. Cât mai simplu, cât mai simplu tu accepti, cât mai simplu primești orice situație, cât mai ușor o să treci, cât mai ușor o să recapitulezi și să ai mult mai mult decât ai avut. Eu consider că eu la moment și eu pot să spun cu inima deschisă, eu cred că sunt însutit mai bogat decât am fost. Și când lumea vorbește de bogăție, asta nu e doar bani. Da, banul e rezultatul la dorința ta de a mișca. Și asta ca un stimul și posibilitățile care sunt, le accepti sau nu le accepti, e doar depinde de tine. Da. Este unul dintre învățătorii mei spune că abundența e abilitatea și bogăția adevărat, ca un fel, e abilitatea de a faci și ce și vrei atunci când vrei. Și câteodată am observat eu momentele în care parcă era mai dificil. Și am observat eu este că ne dat seama că mintea, cumva mental, simțeam că e greu doar din aspectul că nu era destul rezervă. Dar ca tare să mă uitat, stăulea, că cât și vreau și am nevoie acum, acum este aici, am tot. Nu trebuie să număr, să mă duc să nu știu ce acolo, să mă limitez de mâncare. Am nevoie să mă duc sau să iau ceva pentru... E că tot ce am nevoie nu este nici o limită din ceea ce vreau. Dar o percepție că nu e o rezervă destulă, știi? Sau oarecare rezervă destulă pentru și asta aduce o frică, că ceva e rău, ceva trebuie de făcut, ceva, știi? Și ne-am dat seama, zic, stai leac, și atunci am înțeles profund aceste cuvinte că bogăția adevărată și abundența îi poți face ce și vrei atunci când vrei. E ca asta, așa o poți face ce și vrei atunci când vrei. Și eu ne-am dat seama că, stai, eu pot să fac ce și vreau atunci când vreau. Fizic, mental, emoțional, financiar, e că... Știi? Și posibil că dacă am ceva nevoie, îmi pun mintea să mă duc la alt nivel și sunt gata de asta, cu siguranță în momentul ăla să fie și asta, știi? Dar că acum, și asta mi-a ajutat să văd diferit, adică să calmeze partea sa mentală agitată care era în momentul ăla, știi? Și cred că sunt niște cuvinte, e o expresie foarte, foarte importantă pentru mine. Pentru mine. Goana după bani ne închide ochii și ne limitează de a trăi acum.
Și mai ales, Alexandru, ne pare că goana asta după bani, nu neapărat goana valoarea banilor, știi? Valoarea banilor, înțelegi, în piață și este ferm, adică fair, da? Adică este normal, da? Și dorința de a pune preț, valoare banilor pe măsură. Dar goana asta, ca și cum dependența, cred că fără, dacă nu am un Lamborghini acum sau ceva, e că dacă nu am de 10 ori mai mult sau nu știu cum acolo, e că pur și simplu punele importanței doar financiar. Eu cred că e ca asta trebuie de pus accent. Știi că mulți înțeleg, și am observat eu pentru mine, că când aud goana după bani, că nu-i bine, apoi ei total spun, știi, împotriva banilor, că banii e rău, știi? Și spui tu, nu e neapărat despre asta, știi? Eu cred că ce spui tu este despre această importanța banilor, știi? E partea asta că să lucrez bine, să facem bani, este timpul lui, dar este timp și pentru familie, este timp pentru mine, știi? Adică e că compartizarea asta, eu cred că asta ai în vedere, da? Uite, și da, asta e o parte și a doua, banul, eu, pe propria mea pe experiență, pot să adaug că noi vrem să avem milioane, vrem să trăim în căs cât mai mari, să pierd unul cu altul, dar niciodată nu ne întrebăm, dar oare pentru ce asta nu o întreb? Oare asta aduce o valoare? Oare asta poate să ajute alte persoane? Oare asta aduce ceva, un folos în societate? Că, nu știu, eu am menționat mai înainte că mai multe chestii bazate pe psihologie și bazate pe ezoterică, spunem așa. Nu știu, eu pentru mine le-am reflectat și le-am văzut multă similaritate, care noi vrem și banul este. Dar atâta timp cât noi nu știm să explicăm pentru ce nouă ne trebuie banul ăsta, eu nu o să vie. Nu știu, pentru mine lucrează foarte, nu știu cum pentru băieți. Da, eu am avut un exemplu, chiar câteva exemple la consultații când deci e că să am 50, undeva 50 de mii pe lună. Zic, ok, dar ce vei să faci cu banii ăștia? Băi, îți dau la caritate, în primul rând. Ok, dar ce te încurc acum să dai la caritate, știi? Deci, poți să te înșechi numai când ai 50 de bani, poți să dai câte 10 pounds pe acolo pe săptămână sau pe lună sau 20 sau 50, de la cât de mic la cât de poți să dai deja. Da, dar e că... Dar și mai vrei, e că și 50, tamam. Și când ca atare, el nu avea și se cheltuie. Ca atare nu avea. Deși și vreo el ca un oarecare, acolo unii lucruri care iarăși o mașină poți să faci, să iei un liz, să dai 300 sau 500 sau știi pe lună. Ca atare el nu avea pentru și este 50.000. Și e că câteodată imaginea asta, numărul ăsta, exact cum ai spus tu, este super important să spui, înțelegi, voi pentru și. Voi de pentru și am nevoie exact de asta. Și este o întrebare, eu cred că esențială și posibil cineva, nu e o idee posibil nouă, dar e că într-adevăr să o aplici, să vezi și în întrebunii. Și e că într-adevăr să spui și faci să o aplici. Și când nu numeri, îți dai seama să te mult mai puțin. Și asta e exact ca și în relații, știi? Și am observat în relații tot așa. Că băi, dar și mai vreau, adică, până la urmă, e că exercițiul și la limba noastră, nu știu dacă l-ați făcut, dar l-ați făcut, când, e că o serie de întrebări și când îți dai seama și vrea persoana, când nu te și vrei tu de la mine și ți-ar faci bani, păi că tot îi dau și nu-i mulțumită și când te uiți,
ca atare, e sau el are nevoie de nici o zecime mai tincă din ce ești, ți imaginezi tu, crezi că are nevoie, dar întreabă sau întreabă-l, știi? O, și ce faci pe interesit? Și ai vrea să schimbi. Și e că sunt niște lucruri super simple până la urmă, care inițial par extrem de complicate, știi? Care trebuie milioane să le rezolve, că trebuie să fac atâta așa de mult ca să le ating și atât de multe lucruri pe când el aproape nimic, foarte puțin trebuie schimbat. Era așa într-un podcast, nu țin minte, așa. Dacă vă credeți că de a câștiga 1 milion și a merge în magazin după pâine e diferență mare? Absolut, nu? Pe când te duci după pâine, tu știi că pâinea trebuie să mănânci. Dar când te duci să faci 1 milion, tu nu știi pentru ce el trebuie. Super bine. Da. Eu zic că majoritatea din întrebările care eu le căutam, eu le-am găsit răspuns. Alexandru, poți să întreb, cred că ultima întrebare. Deci, e că eu știu că tu ai împărțit că unul dintre reușitele tale pe care le valorizi cel mai mult este familia ta. Și asta e super ca valoare, reflectă valorile unui bărbat sănătos. Poți să întreb pentru ce calități, deși calități ale tale ești mândru că le ai. Da, întrebare bună, acum trebuie să mă laud. Da. Da. În primul rând, asta e, vreau să spun că dinainte și acum abilitatea de a fi cinstit o apreciez cel mai mult. Da, e dureros că pentru abilitatea asta am primit mult. Oricum, eu să pot că abilitatea asta e cel mai bun lucru care i-a fost dat. Cred că asta Așa ai e făcut multe, cred că de la asta, cred că așa ai tras oportunitățile care le-ai tras. Pentru asta. al doilea lucru, ambiție. Ambiție la mine, nu știu, pe dată prea mult. A treilea lucru, îmi place să fiu om de cuvânt. Nu știu dacă au fost asta din trecut. Da, chiar și dacă vine din trecut, eu zic că o abilitate de a fi bărbat care știe să respecte cuvântul care ieșit din gură e foarte important. Păi, clar că eu pot să mă laud mult, dar eu zic că ajunge. Aho. Merci. Merci, Alexandru. Da. Merci. Ai un set care e cheie pentru un bărbat. Tatiana, ce ai zice la o persoană care încă nu a auzit de Uncage? Așa O leg. persoană era să dea întrebarea asta. Este un Da. leg. Da. Persoana care nu auză din cage nu dă așa întrebare. Dar persoanele care nu auză din cage, ce le-aș spune sau ce le-aș sugera? Eu aș spune că pasul înspre schimbare este aici.
Dacă vrei schimbare, doar pe noi nu ne costă nimic. Noi dacă nu facem... Noi dacă nu greșim, nu creștem. Dacă ca să creștem, trebuie să trecem prin mai mult. Nu degeaba spune că chiar bazat pe... Eu acum să intru alea în psihologie. Bazat pe research-urile care făcute multe jurnale care Forbes sau... Deci, orice persoană care nu o întreb, înainte de a avea un succes, Universul, Dumnezeu, numiți cum vreți, trece prin niște adâncurile pământului care vă arată, vă șterge, vă scutură. Numai la omul care merită și care vrea schimbare. Așa la vă obține. Asta și aș sugera la oameni care vor schimbare. Schimbarea vine din interior. Este un vis, visul tău, Alexandru, pentru următorul tău vis, care ar fi? Și să împarți, dacă ești... Eu sincer am înțeles o chestie. Fericirea vine prin tăcere. Așa că visul meu mai gine cum spune engleză, watch Te urmărim. Da. E bine, visurile, ele se văd. Lumea care se vorbește, rămâne numai prin vorbă. Dar să știi că suntem aici dacă este nevoie de noi. Mersi. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru decizii, în primul rând, pentru dedicare. Pentru că ai dedicat, nu toți merg mențin, sunt capabili să mențină ritmul pe lungă durată și asta nu e un lucru ușor. Și observând creșterea ta, acțiunea ta, cum ai utilizat și ai menținut ritmul întâlnirilor și de fiecare dată ai implementat și îndată când ai implementat am discutat despre rezultate și iarăși următoarele. Eu nu am dubii că orice dorința ta care are să fie în cale, ai tot ce ai nevoie pentru a o realiza. Eu sunt asta cu întreaga esența mea. Nu este nimic și poate să stea în cale deja. Așa că noi suntem alături de tine în orice moment când este nevoie și ne bucurăm să te urmărim realizările tale. Mulțumesc mult. Mulțumesc vouă. Mulțumesc enorm. Pentru susținere, pentru absolut tot ce ați făcut pentru noi. Și nu vorbesc numai pentru mine. Vorbesc din partea familiei noastre. Pentru rezultatele obținute. Pentru fericirea adusă. Pentru acceptarea și posibilitatea să fiu eu. Vă mulțumesc enorm. Oh.